deputat Emines Conor, Rosa del Conte, cu care întâmplător a fost acum recent asemănată, apropiindu-se de studiile lui Petru Creția și în ultimul rând Eugen Simion. Și pentru că domnia sa l-a numit pe Eminescu un poet european, o să vă invit în continuare să ascultați un poet și publicist sârb, care scrie versuri în limba română, mai mult decât atât scrie, cum o spune un celebru titlu de volum al domniei sale, Europoeme. Este vorba despre Pavel Beteanțu din Novi Sad, Serbia, care ne va vorbi despre recitarea poeziei lui Mihai Eminescu în Novi Sad și cu precădere în revista Europa, pe care a înființat-o și pe care o conduce cu activie și conștiinciozitate. L-aș invita la un microfon, dar nu văd în sală. Este acolo.